Cum este să fii artist, solistă, mamă, soție, profesoară? Este foarte frumos și motivant în toate aceste laturi. Problema e cum reușim să manageriem toate aceste laturi Tocmai asta ca să ca fie mulțumiți și ceilalți. Dar sperăm. cumva, tocmai la asta mă O să gândeam. spun cu iubire, cu o anumită compasiune pentru tot ce se întâmplă. Cam așa cred că ar trebui toate femeile, care oricum au o anumită dăruire de sine, prin vocația lor de femeie, mamă și soție. Nu, nu mai continui. Perfect. Acum, pentru că ai copii care vă calcă pe urme ca artiști, mă refer acum în calitate de părinte. Cum e să fii model ca artist, dar totodată presupun că și profesor propriilor copii? Pentru că una este să fii profesorul copilului, alta este să fii profesorul unui alt copil Să față știți de că care. în copiii noștri, fiii noștri nu prea acceptă să le fim și profesori. Așa că din ce în ce mai mult ne limităm la rolul de Părinți. părinți și ne bucurăm dacă ei ne depășesc în ceea ce fac ei față de ce am putut noi să facem. Foarte frumos. Ce lipsește cel mai mult solistei Manuela Mihăilescu în pandemie? Drept să spun, datorită Filarmonicii Banatul, nu am simțit chiar așa un hiatus în activitatea mea. Vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să continui și activitatea de solistă și mă bucur dacă pot să umplu aici aceste, nu știu, dăruiri pe plan solist. Mulțumim și noi și pentru disponibilitate și pentru că de fiecare dată când am venit cu o propunere, am găsit deschidere și am abilitatea să facem un concert frumos în Da, cu cadrul Filarmonicii bucurie. Banatul și cu bucurie. Ținând cont că săptămâna aceasta este un concert în cadrul conceptului familii de muzicieni, cum este să cântați împreună în general, dar în modul particular acum în pandemie, când suntem despărțiți, distanțați social, Dinu este la studii în altă țară, sunt problemele acestea de călătorie, de conectare față în față. Da, într-adevăr, deci pe Dinu nu l-am văzut așa față în față de mai mult de un an, de când a cântat aici, pe scena Filarmonicii. Ne vedem pe FaceTime, ne vedem deci în acest mod. Avem noroc că Ioan este aproape de noi și ne bucurăm și colaborăm, ne mai hârșonim, să zic așa. Dar ne bucurăm că este aici și mai putem colabora și pe plan pianistic, fiindcă și cu Dinu ne mai sfătuim, dar Ioan fiind mai aproape, trebuie să accepte mai multe discuții pe acest plan muzical și pianistic. Și o ultimă întrebare. Ce înseamnă Bach pentru familia de muzicieni Mihăilescu? Tatăl meu are mania de a spune citate. Și unul dintre ele ar fi nicht Bach, aber mehr mor sollte er heißen. Deci mai mult decât Bach, ci mare ar trebui, adică nu bârâu, cum ar fi în Da, germană, traducerea ad literam. ci mare ar trebui el să se numească. Într-adevăr, este ceva de necuprins că a reușit existența să o transpună în sunete, existența în toată complexitatea ei. Mulțumesc mult.